Vă spuneți că suntem gata? Bună ziua, doamnelor și domnilor! Mulțumesc presiei pentru că ați dat curs invitației noastre. Astăzi vom face o conferință de presă pentru a sublinia și a puncta asupra unor lucruri cu privire la deplasarea delegației Partidului Politic Pace în Federația Rusă în scop de serviciu pentru întâlnirea cu cetățenii noștri din diasporă. Incidentul în care am fost reținut mai mult de 15, aproape 16 ore în izolatoarele din aeroportul din Moscova, dar și demontarea minciunilor pe care le-au emis la indicații politice cei care deservesc politic din Ministerul Afacerilor Externe. Ca să mergem pe argumente și cursiv pe toate aceste acțiuni, o să rog pe colega mea, doamna Margareta Răducanu, să se alăture și să dăm citire acestui comunicat mincinos, neprofesionist și servit politic al Ministerului de Externe vis-a-vis de Partidul Politic Pace și persoana mea. Vă rog. Bună ziua, dragii noștri cetățeni care sunteți alături de Partidul Acasă Construim Europa. Vă mulțumim pentru toate emoțiile pe care le-ați trăit ieri împreună cu noi. Vă mulțumim pentru toată atenția pe care ne-o acordați Partidului Pace și să știți că împreună vom învinge. Dau citirii textul comunicatului de presă al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene. Încep citatul. Cu referire la informația apărută în presa națională despre reținerea pe aeroportul internațional Șeremetievo din orașul Moscova a trei cetățeni ai Republicii Moldova, candidați la funcția de deputat, biroul de presă al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, prin intermediul ambasadei Republicii Moldova în Federația Rusă, s-a autosesizat și face următoarele precizări. Preliminar se constată nerespectarea premeditată a regulilor de intrare pe teritoriul Federației Ruse. Responsabilii de la ambasadă actualizează săptămânal informația despre regulile de intrare în Federația Rusă, pe fundalul aplicării de către autoritățile acestei țări a unor restricții de călătorie în legătură cu răspândirea COVID-19, alerta de călătorie fiind publicată pe paginile web ale ambasadei MAIE. Totodată, urmarea informațiilor publicate pe rețelele sociale despre pretinsa reținere în regim prioritar a fost dispusă deplasarea funcționarilor consulari ai ambasadei pentru verificarea situației. Confirmarea informațiilor referitoare la cetățenie și identitatea persoanelor implicate și întreprinderea acțiunilor consulare necesare în astfel de cazuri. Am să vă rog să faceți o pauză aici. Cu privire, stați alături. Cu privire la faptul că nu am respectat întrările și, bineînțeles, că tot ce înseamnă de situația de COVID. Am salut colegii mei să pună și pe ecran și o să vă arăt și fizic. Personal, m-am ocupat ca împreună cu colegii mei să facem cu câteva săptămâni înainte de deplasare acest afiș electoral care a fost plasat pe toate sursele de comunicare a Partidului Politic Pace, unde, în calitate de președinte al Partidului Pace, împreună cu vicepreședintele pentru diaspora, doamna Valentina Geamănă, și bineînțeles că președintele organizației teritoriale Pace pentru Federația Rusă, domnul Tudor Ursu, urmează să avem o întâlnire pe data de 4 iulie în San Petersburg, ora 18, este indicată și locația. După plasarea acestei informații, pentru a respecta legislația și pentru a fi acordat suportul necesar de către Ministerul de Externe și Ambasada Federația Rusă la Moscova, personal am semnat câteva demersuri. Am să vă rog să le arătați și pe ecran către domnul Vladimir Golobatiuc și către Ministerul Afacerilor Externe. Dacă ne uităm atent la dată pe care și eu le-am conjurat aici, sunt admise, remise pe data de 2 iulie 2007, unde informez despre faptul că personal merg în această deplasare, că voi fi însoțit de doi colegi, cine sunt aceștia, informez de faptul că am făcut vaccinele necesare, pe care vreau să le arătăm și pe ecran, și în aceeași ordine de idei, informez despre faptul că vom avea testele COVID perfectate. Este certificatul meu de vaccinare cu ambele repeluri și vă rog să arătați și testele COVID care sunt negative. Făcând toate aceste lucruri, cu bună credință că o instituție a statului nu trebuie să servească politic, dar să își facă activitatea. Și apropo, în ultima frază pe care am scris-o în demersul către Ministerul de Externe și către ambasadorul Republicii Moldova
în Moscova, am spus, sperăm când se va acorda suportul necesar și nu se va recurge la poziția, la politizarea acestei delegații. Am atenționat din start ca să nu facă jocul respectiv, că noi știm de cine aceste persoane au fost numite și a căror partide reprezintă interesele. Nu ne-am gândit că o să ajungă până aici, dar vedeți că momentul în care Ministerul de Externe își permite atât de grosolan să mintă și să nu facă trimitere la toți pașii legali pe care i-am remis și actele necesare perfectate de noi din timp, știind că suntem candidați la funcție de deputați în Parlamentul Republicii Moldova, nu ne-au remis niciun răspuns la interpelarea noastră, nici până astăzi, nu au reacționat nici într-un fel, nu au venit la aeroport niciuna din persoanele respective. Și nu au venit nu doar în prima fază a aterizării noastre pe acest aeroport, nu au venit pe tot acest timp cât a durat acest calvar de reținere și de bătaie de joc în privința delegației noastre. Continuăm. Vă rog, da? Mai departe. Da, da, exact. Biroul de presă al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene solicită respectuos ca tratarea în spațiul public a elementelor privind acest caz să se facă în afara discursului politic și al campaniei electorale în desfășurare în Republica Moldova. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene face următoarele completări referitoare la cazul nerespectării premeditate a regulilor de intrare pe teritoriul Federației Ruse din partea a 3 cetățeni moldoveni. Potrivit informației operative recepționate de la autoritățile ruse, unul din cei 3 cetățeni moldoveni, cunoscând faptul că dispune de o interdicție de intrare în Federația Rusă, în mod deliberat a mers la Moscova, fiind conștient de consecințele acestei decizii. Respectiv, toate circumstanțele deplasării indică asupra unei provocări puse la punct și realizate premeditat de către reprezentanții unui partid politic, fapt despre care vor fi informate în mod stabilit de lege autoritățile competente din Republica Moldova, inclusiv autoritatea electorală. Până această etapă este clar. Spun cu toată responsabilitatea, am avut interesul doar de a merge și a mă întâlni cu alegătorii. Am avut interesul să mergem în diasporă, să aducem mesajul de pace a echipei noastre și să vorbim cu cetățenii care să ne dea cu încredere votul pe 11 iulie. Cu privire la minciuna lansată de Ministerul Afacerilor Externe, precum că aș fi avut eu sau alți colegi interdicția de a intra în Federația Rusă, și am fi știut despre acest lucru, reiterez că aceasta este o declarație făcută la indicația unor politicieni, una abuzivă din partea Ministerului de Externe. Niciodată eu, Gheorghe Cavcaliuc, și nici colegii mei nu am avut interdicție de a intra în Federația Rusă. Mai mult decât atât, astăzi am semnat un demers către Ministerul Afacerilor Externe, dar cer și public pe această cale să publice timp de 24 de ore documentul prin care atestă că eu, Gheorghe Cavcaliuc, până la ziua de ieri sau colegii mei, am fi avut vreodată vreo interdicție de a intra în Federația Rusă. Vreau să vă spun că nu există astfel de decizie, n-a fost niciodată și este o minciună lansată intenționat de Ministerul Afacerilor Externe și plasează suspiciuni că aceasta este făcută la indicația unor politicieni pentru a ne denigra, pentru a ne submina autoritatea noastră pe plan național și internațional. Continuu comunicatul de presă al Ministerului. Ministerul de Externe mai precizează că nu se confirmă faptul reținerii abuzive a persoanelor vizate. Strani. La momentul de față, toți 3 cetățeni se află în zona internațională a aeroportului din Moscova, urmând a reveni în Republica Moldova în seara zilei de astăzi, adică ieri. Fiind constatat faptul că până la plecarea la Moscova, grupul avea rezervate bilete pentru zborul spre Chișinău pentru aceeași zi, 4 iulie, ora 22:50. În aceste circumstanțe, reprezentanții concurentului electoral au încercat să atragă și cetățenii Republicii Moldova stabiliți în Federația Rusă în amenajarea provocării respective. Astfel, pretinsa întâlnire cu alegătorii a fost programată la Sankt Petersburg pentru 4 iulie curent, în aceeași zi ca și biletele de retur a grupului. Considerăm că atragerea în mod conștient a cetățenilor în provocări deliberate este inadmisibilă, fapt care va fi comunicat cu titlu separat în adresa Comisiei Electorale Centrale. La aceste cuvinte avem ceva de spune? La aceste cuvinte o să arăt următoarele. La fel este o minciună și este un abuz din partea Ministerului de Externe și reiterez încă o dată că presupun că acestea au fost făcute la indicația unor politicieni care au vrut să ne atragă în acest joc murdar. Politicieni
corupți din Republica Moldova și care li se pare că au subordonat tot, atât în țară cât și peste hotare. Avem pe ecran biletele noastre procurate tur-retur, unde este clar văzut că zborul nostru Chișinău-Moscova se va desfășura pe data de 4 iulie, ora 20:55, cu aterizarea pe 4 iulie la ora 6. Returul va fi pe data de 5 iulie, ora 22:40, Moscova-Chișinău și ajungerea Republica Moldova la 1:55. Totodată am aici și documentul în original, unde este cecul privind achitarea acestor bilete, pe care le-am procurat pe data de 25 iunie 2021. Noi le-am procurat aceste bilete tur-retur cu foarte multe zile înainte de când s-a pregătit această delegație și deplasare. Aceste informații vor fi remise către Comisia Electorală Centrală și, bineînțeles, către alte autorități competente. Mai mult decât atât, vreau să spun că această deplasare care urma să aibă loc întâlnirea cu diaspora, diaspora a făcut această ședință. Cu părere de rău în lipsa noastră, deoarece noi am fost împiedicat, intenționat să nu ajungem în fața oamenilor. Ca oamenii să nu ne cunoască, ca oamenii să nu dezvolte. Eu am să rog pe ecran dacă este pregătit un material scurt, foto sau video. Unii colegii noștri au petrecut această ședință în Sankt Petersburg, în sala în care a fost planificată conform afișei informative și au vorbit despre alegeri, despre incident, dar și despre Partidul Politic Pace și viziunile noastre pentru cetățeni. Vă rog, colegi, dacă este. O să-l punem neapărat până la finalitatea acestei emisiuni. Vă rog să-l găsiți și să-l puneți. Oamenii până în ultimul moment v-au așteptat acolo. Așa este. Cu privire la biletul retur de revenire aseară în Republica Moldova, am aici o bucățică din tichetul care ni le-a oferit gratis după aproape 16 ore de detenție în izolatoarele din Moscova, companiei aeronautică la solicitarea organelor de drept din Federația Rusă, ne-au oferit gratis aceste bilete care ieri au fost eliberate, ele au fost tipărite și ieri am fost îmbarcați în transportul în care am ajuns în Republica Moldova. Deci, toată istoria pe care a lansat-o Ministerul de Externe cu biletele că le-am cumpărat cu retur în aceeași zi și n-am fi avut intenție de a ne întâlni cu diaspora este o minciună, este un fals și probele toate vor fi prezentate. Mie mi-este rușine pentru o instituție de stat care, în loc să fie în serviciul cetățenilor, dezinformează cetățeanul și ajunge să fie în subordinea unor clanuri politice. Îmi pare foarte rău, dar continuu să dau citire acest comunicat de presă. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene atrage din nou atenția asupra necesității respectării prevederilor legale în vigoare pentru călătoriile în străinătate, inclusiv în scopul desfășurării întâlnirilor cu diaspora. În egală măsură, MAIE condamnă protestul desfășurat la sediul ministerului, vădit concertat cu acțiunile de la Moscova ale reprezentanților aceluiași partid și care a avut ca scop promovarea în societate a unor mesaje politice bazate pe fapte eronate și informații neverificate. Continui să citesc. La final, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene invită actorii politici să se abțină de la încercările de a atrage instituțiile serviciului diplomatic în activități de campanie electorală. Aceste tentative vor fi respinse cu fermitate de către MAIE. Citat încheiat. Gata? Da. Suntem gata să prezentăm imaginile video de la ședința cu președintele Organizației Pace pentru Federația Rusă, care a avut loc în Sankt Petersburg, cu alegătorii, dar cu părere de rău în lipsa noastră, deoarece ne-au fost puse intenționat impedimente. Este regretabil că nu am ajuns la această întâlnire cu alegătorii noștri, dar sunt încrezător că cetățenii Republicii Moldova, oamenii noștri sunt înțelepți, au înțeles că am fost blocați intenționat pentru a nu ajunge în fața lor, pentru a nu ajunge să le transmitem mesajul respectiv. Cu privire la alte aspecte, am să rog să aduceți foaia cu interdicție din biroul respectiv. Cu privire la alte aspecte, vreau să mulțumesc tuturor cetățenilor Republicii Moldova, membrilor și simpatizanții Partidului Politic Pace care ne-au susținut constant. Eu fiind lipsit de comunicare în celulele izolatorului în care am fost deținută toată această perioadă, bineînțeles că eram cu gândul la cei de acasă, eram cu gândul la ce se întâmplă, dar
Am fost mândru să constat atunci când am ajuns în Republica Moldova că am fost întâlnit de colegii mei și le mulțumesc foarte mult lor, dar și tuturor cetățenilor care au fost alături de noi în această situație foarte complicată, atât pentru mine cât și pentru echipa Partidului Politic Pace. Totodată am văzut acțiunile care le-au desfășurat la Comisia Electorală Centrală, la Ministerul de Externe și în alte părți. Vreau să fac o precizare. Interdicția de a intra în Republica, în Federația Rusă, am primit-o ieri, după perioada de detenție, de mai mult de 15 ore, de la organele de FSB. Aici am copia acestui document, unde se indică că anume începând cu ziua de ieri, ne-a fost interzisă intrarea în Federația Rusă până la 1 ianuarie 2023. Motivul fiind, este articolul care este scris aici și mai departe, că prezint pericol pentru securitatea statului rus. Consider și fac o concluzie la acest aspect că acest joc murdar a fost făcut doar de politicienii de Republica Moldova, care au unele conexiuni la nivel jos sau mediu, au încercat prin această acțiune să-mi șterbească imaginea și autoritatea, a încercat să mă îndepărteze ca să nu am acces atât eu cât și colegii mei la oamenii noștri care muncesc din diaspora și își doresc o clasă politică nouă la Chișinău, dar în același timp au încercat cumva să-mi îngrădească posibilitatea de a comunica, bineînțeles, și cu autoritățile sau cu instituțiile sau politicieni din Federația Rusă. În acest sens, pentru a clarifica toate situațiile, am făcut un demers și fac și un apel public către ambasadorul Federației Rusie la Chișinău, unde solicit o întâlnire, o întrevedere, pentru a clarifica toate situațiile, pentru a vedea de unde se trage acest incident și, bineînțeles, pentru a avea o claritate, inclusiv cu această interdicție care consider eu că mi-a fost aplicată arbitrară la comanda politicienilor de la Chișinău, care se tem de mine, care se tem de pace și care nu-și doresc ca un partid nou, puternic, de oameni profesioniști, patrioți, hotărâți, să meargă înainte, să-i vadă lumea, să-i accepte și să-i voteze inclusiv persoanele din diasporă. Vreau să mulțumesc în aceeași ordine de idei Comisiei Electorale Centrale. Cât de mult nu am spune, dar Comisia Electorală Centrală a fost unicul organ din Republica Moldova care ieri a acționat prompt la solicitarea colegilor mei, a acționat echidistant și a solicitat informații atât de la Ministerul de Externe cât și de la alte entități de ce s-a întâmplat asta cu noi, de ce nu este acordat suportul necesar și cum ne-am nimerit într-o situație atât de complicată. Cu privire la alte detalii pe care și falsuri pe care le-am tirajat Ministerul de Externe, vreau să fac câteva concretizări. Precum că nimeni nu este reținut, precum că toți trei ne aflăm în zona de tranzit și așa mai departe, vreau să spun că acesta la fel este un fals atât de mare. De la prima etapă de când am prezentat actele la control, comportamentul a fost unul dubios sau straniu, anume față de mine, de persoana mea, după care în foarte scurt timp am fost escortat într-o încăpere, izolat și după care am fost transferat în două izolatoare diferite. Am fost fără cartelă și fără internet și n-am putut să interacționez cu nimeni din echipa noastră. Telefonul l-am păstrat la mine așa cum au păstrat și alți deținuți care erau între acele celule care urma să fie deportat sau în alte acțiuni. Am făcut câteva capturi cu imagini despre cum am fost deținut, care au fost condițiile, cu ce contingent eu, în calitate de lider politic și reprezentant a unei delegații, am fost deținut în toate aceste peste 15 ore la Moscova. Și aceste imagini le voi prezenta mâine, pentru că colegii mei le pregătesc. Vreau să arăt cât de mincinoși sunt cei de la Ministerul de Externe, cât de neadecvat s-au turnat față această situație și vreau să reiterez, atât către mine, cât și față de colegii mei care erau în zona de tranzit, pe toată această perioadă de timp, nu s-a apropiat nimeni de la Ministerul de Externe, nimeni de la Ambasada Federației Rusie, Moldove în Federație Rusă, nu a telefonat, nu s-a informat, nu ne-a ajutat absolut cu nimic. Și acest lucru este regretabil. Eu vreau doar cetățenii să înțeleagă, închipuiți-vă că eu fiind lider politic, împreună cu o echipă care a mers într-o deplasare de serviciu, care am făcut demersuri către Ministerul de Externe și Ambasadă,
am fost tratați atât de nerespectuos și n-am avut niciun suport din partea statului care trebuie să-și apere cetățenii peste hotare. Eu mă îngrozesc să mă gândesc ce pățește un cetățean simplu care merge la muncă peste hotare. Așa cum tatăl meu a mers acum 20 ceva de ani la muncă în Sankt Petersburg sau alți sute de mii de moldoveni care merg și muncesc în Federația Rusă pentru a-și căpăta existența, dar și în alte state. Acest minister este unul incompetent și cel puțin cei care au luat decizii și au difuzat astfel de comunicate mincinoase ar trebui să-și dea demisia de onoare. Le dau 24 de ore să facă dezmințirile în adresa mea și a Partidului Politic Pace, să aducă adevărul societății și organelor mass media și, bineînțeles, să refacă bunul meu nume și al colegilor mei. Și toate aceste falsuri pe care le-au tirajat și prin comunicate de presă să fie șterse și corectate pe site-ul oficial al Ministerului Afacerilor Externe. Noi vom lupta până la capăt. Reiterez, dacă acesta a fost scopul oponenților politici care au niște relații mici la diferite nivele în Federația Rusă, încercând în felul ăsta să mă intimideze, încercând în felul ăsta să mă reducă la tăcere sau alte acțiuni, vreau să spun că nu vom reuși. Voi nu aveți atâta mizerie pregătită cât caracter și determinare am eu împreună cu echipa de profesioniști să facem ordine în țară. Știu, mi-a venit informația acum dimineață că săptămâna aceasta, dacă controlați organele de drept și aplicarea legii și de justiție, pregătiți o avalanșă mare de atac mediatic asupra mea și a Partidului Politic Pace, se pregătește reținerea mea și scoaterea din cursa electorală a Partidului Politic Pace. Nu o să vă reușească. Oamenii mulți, prea mulți ne susțin și cred în Partidul Politic Pace și acțiunile pe care le-am declarat, fără precedent în combaterea corupției la cel mai înalt nivel, că vom băga la pușcărie peste 30 de deputați și miniștri, ne vom ține de cuvânt și după data de 12 iulie vom acționa dur și cu fermitate în privința tuturor care au încălcat legea, care au jăfuit statul și care și-au permis să-și bată joc de oameni așa cum încearcă să ne intimideze pe noi. Eu vă mulțumesc că dacă vor fi anumite întrebări, sunt gata să răspund suplimentar. Toate actele la care am făcut referire și la care nu am făcut referire în această conferință de presă sau nu le-am prezentat, vor fi prezentate în ordinea legală atât Ministerului de Externe, le vom prezenta Comisiei Electorale Centrale și actul, acte, organisme cointeresate de la noi. Fac un apel către organismele internaționale, către observatorii internațional acreditați la Chișinău pentru supravegherea și respectarea drepturilor în aceste alegeri. Să ia act de această acțiune grosolană de intimidare a noastră, să releve a cui interese au fost în spatele și care politicieni corupți din Republica Moldova și care au frică de Partidul Pace au acționat atât de mârșav pentru a ne reduce la tăcere și acțiunile lor de mai departe pentru a ne bloca, pentru a mă reține pe mine și pentru a scoate din cursa electorală Partidul Politic Pace. Noi nu vom ceda și vom merge până la victorie. Să fie pace în Moldova!